Salut! De ceva vreme experimentez ceva și am zis să vă povestesc și vouă ca să vă fie mai ușor poate să identificați fenomenul și să rămâneți în acceptare în proces. Fiecare achiziție, dacă pot să-i spun așa, fiecare conștientizare și treaptă urcată aduce la pachet o perioadă de bucurie, de liniște, care e dată de noutate, de faptul că fiind achiziția nouă, creierul produce ceea ce știința numește hormonii fericirii. Această perioadă este urmată invariabil de o perioadă de integrare, în care intervine integrarea informației și a achiziției în harta mentală a fiecărui om. Asta se face introducând noul obicei sau convingere în rutina zilnică. La început, hormonii fericirii produși de creier fac ca totul să pară minunat. Emoția e de entuziasm, de bucurie. Ușor, ușor, însă, noutatea dispare și achiziția nouă doar e ceva în plus de făcut pe lângă ce făceam înainte. Adică începe să pară greu, pare a fi corvoadă. Posibil să apară emoții de frustrare, de supărare, sentimentul de nu sunt suficient, nu sunt capabil. Întrebări de genul, dar oare chestia asta chiar e benefică pentru mine dacă eu simt așa disconfort? Ideea este că toate aceste emoții sunt de fapt doar reacțiile ego-ului la ieșirea din confort. Mulți spun că achizițiile mentale și emoționale se construiesc în, nu știu, 21, 28, 30 de zile, 60 de zile. Oricum, când se vorbește despre asta, se vorbește despre intervale scurte, pentru că discuțiile pe teme de genul ăsta le fac de multe ori oamenii care vând câte ceva și vor ca ideea vândută de ei să fie primită de potențialul client mai ușor. Normal că sună ușor 21 de zile față de 6 luni sau un an. Pentru că da, atât durează dobândirea unei achiziții mentale noi. Durează până se formează fizic noi conexiuni neuronale, noi sinapse care să susțină integrările astea. Deci de aceea apar aceste emoții neplăcute, pentru că durează. Și dacă pe vremuri oamenii erau obișnuiți ca lucrurile să dureze și nu se grăbeau nicăieri, în zilele noastre totul trebuie să se întâmple instant sau cu răspuns cât se poate de imediat. Mintea omului a fost și este programată să caute beneficiul imediat, chiar dacă el e de fapt o minciună, versus beneficiul real care durează până îl obținem, dar care e chiar autentic benefic pentru noi. Ca exemplu, pot să dau, ideea de non-judecată. Când introduc în rutina mea zilnică ideea de a nu mai judeca pe nimeni și nimic, în primă față totul e interesant. La fiecare interacțiune identificată a fi o formă de judecată, indiferent că e făcută de mine sau de alții, mintea începe să analizeze și să proceseze, adică are o activitate interesantă, nouă. Adică observ că am făcut o formă de judecată, în primul rând anulez gândul de judecată. A, uite, fac o paranteză. În caz că nu știați, energia emanată de gânduri, de emoții, durează cam undeva parcă 10 secunde până este lansată în univers și pornește spre materializare. Dacă în decurs de cele 10 secunde eu schimb gândul și emoția din spate, sau spun măcar anulez acest gând de judecată și înlocuiesc cu iubire și compasiune, atunci am șanse mari să reușesc să schimb energia emanată. Bun, și ca să revin la ce ziceam mai devreme. Și încep să practic. La practic, cum am zis, lipsa de judecată sau fără judecată. Și fac asta o zi, două, 7 zile, o lună, două, 5. Și totuși de la un punct încolo încep să observ că mintea îmi creează gânduri de genul, dar ce-a ta analiză, ce-a ta muncă, pentru ce o fac, dar la ce mă ajută? Ha, mă, că nu mai am chef, știi ce? Ia mai lasă-mă cu a ta spiritualitate, că e greu și uite că oricum nu văd mare brânză de schimbare. Ei, ăsta e punctul în care trebuie lucrat cu aceste emoții și praguri, pentru că aici are loc integrarea reală. E nevoie de răbdare și de consecvență, pentru că nimic nu vine ușor și fără un minim de efort, mai ales când avem de deprogramat o minte îndoctrinată de generații întregi de credințe, convingeri, programări. Pentru cine funcționează preponderent din minte, ajută înțelegerea legilor divine și a principiilor de viață, viața de pe pământ, ca să apară alinierea măcar din punct de vedere mental, din punct de vedere al înțelegerii logice. Omul poate funcționa în acord cu legile divine și dacă nu e conectat conștient cu sinele său divin. Practica de a trăi în acord cu legile divine crește frecvența
și nivelul de conștiință al omului și când omul se află într-o frecvență ridicată, el poate ajunge să acceseze abilități din ce în ce mai ample, în funcție de menirea sa în viață. Pentru cine nu cunoaște legile divine, ele sunt prezentate, o să dau un exemplu pe care îl știu eu, care îmi vine în momentul ăsta. Este cartea Secretele întregii vieți. Sunt două volume care sunt complementare, adică informația nu se repetă, sau cel puțin din punctul meu de vedere. E și audiobook pentru cine n-are răbdare sau timp de citit. Oricum, informațiile astea legate de legile divine și descrierea lor, cu siguranță mai sunt prezentate și în multe alte locuri, probabil pe YouTube sau în articole gratuite pe internet. Nu știu, vă las pe voi să le căutați dacă simțiți să știți mai multe. Și cam atât pentru azi. Mai vorbim!